Salutare! Am în față un polizor unghiular de la Makita, modelul 9558HNRG. Este un model de 125 de mm. Cutia arată exact așa cum o vedeți. Nu cred că se poate numi un unboxing. Cutia este desigilată, așa mi-a sosit. Însă o să o desfacem și să vedem cum este înăuntru, ce accesorii are și cum arată polizorul. Deci cutia se prezintă așa. Avem în cutie cărticelele, avem apărătoarea de disc neagră, ca la toate polizoarele unghiulare de la Makita, vopsită în negru. Avem mânerul. Avem aici cheia pentru strângerea sau slăbirea discului. Ok. Mai avem un disc. Un disc cu degajare de la Makita pentru polizat. 125 de mm. Și avem, bineînțeles, polizorul unghiular. Este un pic cam greu. Acesta este polizorul. Așa arată. Vedeți, să vedem ce avem trecut pe această etichetă. Deci 125 mm modelul, 11.000 de rotații pe minut, este făcut în România, producție 2018, 840 de W, și alte informații nu mai sunt trecute pe etichetă. Deci avem capul angrenajelor metalic, cele două flanșe. Așa arată. Aici totul este metalic. Avem întrerupătorul. Îmi plac foarte mult întrerupătoarele astea de la polizoarele Makita. Sunt foarte bine făcute. Sunt mai ușor de acționat decât cele de la Bosch și parcă ar sta și un pic mai ferme acolo. E un sistem un pic mai bine gândit. Deci avem o carcasă din plastic din două părți. Albastru turcoaz partea din față cu sigla Makita. Nu-mi dau seama dacă aici este un scotch. Pare a fi un scotch. Deci avem pe spate eticheta, ați văzut-o. Aici sigla Makita. Și partea din spate dintr-un plastic negru. Cablul de alimentare. Nu știu exact ce lungime are. Probabil 2 metri. Și aici avem porghia de blocare a axului. Merge foarte ușor. Îmi place că este oarecum la nivel cu carcasa metalică. Ce nu-mi place, că acest
Această jumătate a carcasei se mișcă față de asta albastră, adică cred că se aude o chestie care personal nu-mi place. În rest, polizorul este destul de compact, subțirel, ușurel, se ține bine în mână. Haideți să-i montez, să-i pun și mânerul. Ok, tot așa poziționat undeva la vreo 100 de grade, în stilul celui de la Bosch, celălalt pe care l-am eu. E destul de confortabil. Singurul dezavantaj că se mișcă această a doua jumătate a carcasei. O să-l acționez, vedem cum turează. Am simțit și o pornire lină la acest polizor, deși nu este specificat nici pe cutie, probabil că scrie în manual. Deci cam așa arată modelul ăsta de la Makita, 9558HNRG. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să mă urmăriți în continuare. O să mai am câteva unboxing-uri de făcut la scule și unelte. Până data viitoare, vă doresc numai bine și spor la treburi!